Este singurul candidat al PSD-ului și... Era spus că va da un răspuns concret abia în ianuarie. Probabil că în ianuarie și va lansa candidatura. Deci nu dacă mă întrebați pe mine, eu sunt secretarul organizației, candidatul nostru este Decebal Făgădău. Lana a votat cine candidează până la urmă? Cine va candida? Am înțeles că ieri avem schimbări acum. N-avem schimbări. Nu, nu avem nicio schimbare. Candidatul nostru probabil va fi Chelaru, dacă Matei va avea interdicție. Deocamdată ne-a avut, deci ok, bun. Păi noi știm cum evoluează dacă va fi declarat nevinovat. Deci noi, să știți că noi, să spun, nu căutăm soluții miraculoase. Soluțiile miraculoase văd că le caută alții, înțelegi? Încercă și... Noi, ce să spunem? Noi suntem o echipă la PSD, asta suntem, ăștia sunt oamenii reprezentativi în localitățile respective, pentru că nu e ușor să fii nici primar într-un oraș, chiar și dacă e năvodari. Trebuie să ai anumită expertiză, să ai anumită pricepere. Cine crede că o să vină în administrație și o să simplifice lucrurile, e un mare semn de întrebare. Domnule, haideți ca să... Deci, cum? Cum? Și-a exprimat de curând intenția de a... Nu trebuie să-și exprime, domnule. La noi în partid e simplu. Noi îl chemăm la noi la partid, dar nu că îl chemăm noi. Avem o relație foarte bună cu el. El la ora actuală reprezintă practic la toate întâlnirile alături de președintele organizației de acolo, domnul Moruzi. E viceprimar în funcție. Nu vorbeam de Chelaru. Vorbeam de Matei. Matei a zis că vrea să candideze. Nu, domnule, Matei s-a retras. Matei nu mai are nicio funcție de conducere. Matei chiar ni l-a recomandat pe Chelaru. Adică a spus că el dacă ar vota, l-ar vota pe Chelaru. Dar să știți că apreciem și noi munca viceprimarului. Și nu a revenit Matei în ultima lună? Domnule, nu știu. Cu mine n-a discutat și nu cred că a discutat cu nimeni. Deci spuneți că în mare parte rămâne aceeași echipă. Sunt schimbări în județ? Sunt organizații care vor avea alți candidați? Da, noi avem da, organizațiile care vor avea alți candidați. Eu am mai spus, e la Mircea Vodă, pentru că Dedu nu mai dorește să candideze 100%. Și candidatul nostru va fi actualul cu atribuții de primar, mi se pare că e. Așa, mă cheamă Ionașcu. La Limnița e actualul vice. Vrea. Și dacă nu vrea, asta e, o să-l convingem, că Onescu nu mai vrea să candideze. La Tuzla, nu știu, eu din câte știu, domnul Micu vrea să candideze, deci o să facem un bilanț, să vedem activității. Eu am mai spus-o, părerea mea personală este că și-a făcut datoria față de comunitate, a fost un primar bun. La Castelu, noi o să mergem, noi probabil că vom merge pe mâna lui Dajiu, dacă nu va exista, când în ultima oară exista posibilitatea să se meargă în alianțe, că era atunci cu UNPR, cu, și cu actualul primar. Nu mai vrea domnul Mucănaș, și e Dajiu, președintele nostru de organizație de acolo și fostul secretar de la primărie. La Mangalia nu s-a hotărât, dar eu personal lucrez să-l conving pe Iorguș că el e cel mai bun candidat. Eu personal. Nu am hotărât organizația nimic. Când va hotărâ, eu oricum mă voi supune hotărârilor biroului permanent județean. La Megidia? La Megidia, Luminița Vlădescu. La ce vreodă? Cred că domnul Pleșea. Nu știu sigur. Poate vom găsi vreo soluție dacă mai sur. Așa. Avem. Nu avem candidat. Avem vreo 17 localități unde... Nu vă pot da niciun nume. Păi nu, aia nu-i surpriză. La Băneasa vom căuta un candidat. Ce surpriză? Unde nu avem noi nicio surpriză. E normal să venim cu cineva. Deci, cu siguranță, vom avea candidații în absolut toate localitățile. Păi la Peștera o să vedem ce... Trebuie să ne... Da, viceprimarul, dacă o să dorească, o vedea. Dacă o să candide... Păi acum s-au declarat independenți, dar o vedea ce va fi. E Felix Troie, șef de zonă, nu fac nicio emoție că nu va găsi soluție la Peștera.
Căutăm. V-am zis că avem 17 localități unde n-avem... Covelnicianul îl aveți pe domnul Mureșan? Pe care e supărat domnul Stroie? Domnule, asta cu supărările, poate și eu sunt supărat pe X sau pe Y. Domnule, asta cu obstrucționarea, e așa, e părerea domnului primar. Nu. Nu cred eu că a zis Stroie că obstrucționează. A zis, dacă obstrucționează, va fi pedepsit. Păi nu, a zis că dacă va obstrucționa, va fi pedepsit, dar cine stabilește că obstrucționează? Adică îl contraziceți pe domnul președinte. Adică cum să-l contrazic? Lui a zis în mai multe rânduri. Ce a zis Feri? Ia spune tu ce a zis. Da? El votează la fiecare ședință sistematic împotriva... Dacă mai obstrucționează. Păi da, a continuat deci, să obstrucționeze. Deci asta înseamnă că a obstrucționat, dragă. Da. Adică ce n-a votat domnul Mureșan? Că tot n-am de înțeles. Știu. Păi dacă spuneți că... Păi n-a venit la ședința ce cu atâta domnul secretar. Păi domnule, asta cu proiectele... Domnule, ascultați-mă puțin, că eu am și avut un punct de vedere atunci. Asta e o poveste din care unii vor să scoată un capital electoral. Nu există deci consilierii votează niște propuneri pe care le face o comisie. Comisia aceea, în Consiliu, ar fi trebuit să se aprobe un regulament care să spună care sunt criteriile ale celor care au dreptul să stea în aceste locuințe. Cum s-a făcut la primăria municipiului Constanța. Iar când repartițiile nu au la bază un raport al unei comisii care să aibă anumite criterii care să nu poată fi discutate de nimeni și interceptate, mi se pare normal să fii precaut să nu fii de acord cu hotărârea de Consiliu. Eu nici nu... Deci îl susțineți pe domnul Mureșan? Nu, domnule, eu nu-l susțin pe domnul Mureșan, că nici nu l-am susținut să rămână președinte. L-au ales oamenii de acolo, de la organizație. Dar nu e problema că îl susține sau nu-l susțineți. Deci, o să vedem o soluție. Deci, deocamdată, domnul Mureșan a pierdut alegerile și toate alegerile care au avut loc acolo. Asta înseamnă că, din punctul nostru de vedere al partidului, nu reprezintă cea mai bună soluție. Dacă vom avea o soluție care ne asigure un câștig acolo sau mai multe voturi, atunci vom acționa în consecință. N-a stabilit nimeni nici că va fi, nici că nu va. Deci, nu am spus că la Cogălnicianu nu avem candidat deocamdată. Deci, căutați și eventual... Nu, stăm cu mâinile în sân. Nu, candidatură de partea... Hai mă, Feri, dacă zici că nu avem candidat la Cogălnicianu, tot încerci să spui că îl punem pe Mureșan. Nu-l punem, chiar dacă tu vrei să spunem. Nu-l punem. Na. Promiți. Păi, o să căutăm încă. Dacă nu o să avem un candidat, probabil că o să-l punem, nu? Păi, dacă se decide candidat pe listă comună cu UNPR-ul, asta vrea să spun. Nu știu, mă. Deci eu susțin, eu am susținut și susțin în continuare că PSD-ul trebuie să meargă pe liste separate. Azi când discutăm, nu există niciun fel de înțelegere a PSD-ului la nivel național cu niciun fel de partid. Deci noi nu avem, nu ni s-a transmis nimic în această privință și ca atare nici nu vreau să iau în discuție. PSD-ul are suficiente resurse să-și pună candidați peste tot, liste complete și nu are nicio temere că nu va reuși să câștige alegerile locale în 2016. Mă refer la PSD Constanța. Mulțumim. Așa. N-avem. Deocamdată avem un candidat de serviciu, președintele nostru de organizație, Gheorghe, și dacă nu vom găsi o soluție, îl vom pune tot pe Gheorghe, că el săracul se sacrifică. La Cogeala? La Cogeala căutăm. 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 Exclus. Deci sunteți, stați liniștiți că nu o să-l pierdeți de breasla voastră. Nu, nu. Căutăm soluții. Cogealacu e într-adevăr o problemă, o localitate cu probleme mari. Ați spus că mergeți pe aceleași echipe, inclusiv componența Consiliului și Județeană. Deci, în ceea ce privește consiliile locale, Consiliul Județean, noi, la nivel de birou al Consiliului Județean, sau cum să numim, conducerea județeană a PSD, nu s-a implicat niciodată la listele de la locale. Mă refer pentru fiecare localitate în parte, da? La Consiliul Județean, eu am avut discuții cu toți consilierii, cu colegii mei, nu... ascund acest lucru. O parte dintre ei nu mai doresc să candideze și înțeleg. O parte doresc să candideze și cu siguranță se vor găsi pe listă. Puteți da nume? Nu vreau să vă dau niciun nume. O să
Și în căutare căutăm, în continuare căutăm soluții de consiliu. Să știți că e o mare problemă să oameni reprezentativi la nivelul județului, e o mare problemă să-i găsim să-și dorească să intre în politică.